avut vreodată fantezii cu vreun profesor? Mamă, ce picant e. Te-ai bate, mă, cu mine, da sau nu? Aș da rău de tot. Poți spune un lucru ciudat pe care îl faci când ești singur? Când vă luați limba în gură, când are? Ce ați face dacă ați ști că nu există consecințe? Bă, putem, vă rog, să oprim clipul, că nu-mi place clipul ăsta. Te mă, că miroase a moarte. Dar știi că dacă nu răspunzi la întrebări, trebuie să mănânci din astea, nu? N-aș vrea, dar da, știu. O să fiu cât de sincer pot. Da, deci astăzi, dacă nu v-ați dat seama, facem întrebări picante. Facem, punem întrebări picante. Ne pun fetele întrebări fetele, picante. Da. Dacă nu răspundem, trebuie să mâncăm din sosul ăsta chinezesc, că nici nu știu cum se numește, dar știu că e picant. Înainte să începem, v-am rugat să vă abonați și să apăsați butonul de like. Eu neapărat. Vreau să spun ție o întrebare, dar dacă vrei tu să zici, continuă, hai. Bă, nu vă abonați pentru mine sau pentru el, abonați-vă pentru fetele astea frumoase cu care facem videoclipuri. Cele două gemene, Ioana și Maria, au și ele un cont de TikTok, intrați, dați-le și lor follow. Câte crezi că mănânc? De ce al meu are urmă de frână? Ai dat cu degetul, ce ai făcut aici? Câte crezi că rămân? Sau câte mănânci? Eu vreau să nu mănânc niciuna. Vrei să rămân așa? Da, chiar nu vreau să mănânc iute, bro. Vă rog eu frumos să puneți prima întrebare încât să mănânci. Hai că să o luăm ușor. Hai, bine. Deci sunt pentru amândoi întrebările, da? Da. Ok, și hai. Răspundeți pe rând. Abonați-vă. Nu, nu face noi roșii la față ca sosul ăsta. Ați avut vreodată fantezii cu vreun profesor? Bă! Nu vreau să. Bă, deci m-a intrat, ai avut, dar n-ai zis. Dacă da, cu cine? Ce? Nu, n-am avut. Mănâncă, mănâncă. De ce să mănânc? Să moară mincinosul că n-ai avut. No. Păi da, nici eu n-am avut, mă. Să-mi permit eu să am fantezii cu un profesor. Dacă te uită un profesor la clipul meu și zice, ia uite-l pe ăsta, mă. Bă, profesorul al tău, bă, nu ce vezi tu pe TikTok și așa? Da! Atunci lasă așa, nu. Nici eu. Ați făcut vreodată prostii din dragoste? Ce înseamnă prostii din dragoste? Eu sunt cât pacii să fac, adică nu mănânc. Rele? Greșel, orice! Am făcut. N-am degete să le număr. Nu știu, n-am făcut. Habar n-am. Eu credeam că mă întreabă de tine. Nimeni nu mi-a zis să știți ce la ce clip mă bag. Greșeli din dragoste am făcut. Nu am făcut. Lasă așa, lasă așa, că trebuie să mănânc. Da, ai făcut? Am făcut, dar gen urmează să mai fac. Bun. Bravo. Bravo. M-ați bate vreodată unul cu altul? Da. De ce? Păi ca și cum ai spune că da, frate. Te-aș bate, gen. De ce? Păi de ce mănânci? Mamă, ce picant e. Păi da, ești prost în gât că, bă, tu ai mâncat ca să evit să-mi răspunzi, corect? Păi și nu mă prind că da, ai vrea să dai în mine? De unde știi tu? Păi poate e nu. Păi și dacă nu era nu, nu-mi zicea. Păi poate nu vrea să știi. De ce? Te-ai bate, mă, cu mine, da sau nu? Eu am mâncat. Aș da rău de tot. O să mănânc și eu. Nu poftă. Dar ce mănânci, fraiere? Hai de capul tău să vezi. Ai zis tu la început că nu, eu nu vreau să mănânc pica. Mi-a făcut asta poftă. Ne? Pe ia pe mai mănânci unul. O întrebare foarte ușoară la care nu puteți să răspundeți ca să nu mai mănânc. Vreodată pipi în piscină? În piscină nu. Am făcut și pe mine, dar pui în piscină. În piscină nu. Cum nu, mă? În piscină nu. Mi-am luat frica aia de mic, știi că dacă te se faci apă albastră, se face albastră, verde, cum nu e, măi, mic. Faceți pipi în ce piscină vreți voi? Ce-i, că nu se face apă albastră. Bă, pune pipi. Dar stai doar să facă unul să se facă apă albastră, că mi-a tot mult. Dar nu mai mergi, mă, la piscină aici în Cosmopolis. Nu, păi mă duc, dar nu știu ăștia la care vin. Sunt vreo 70 aici, pe toate. La ce vârstă ați avut primul sărut? La ia. Ce faci? Bă, sărut e ceva intenționat sau m-am împins pe mine sormea când mă jucam de mama tata? Bă, stai. Ce înseamnă sărut? Pupic sau sărut? E diferență. Sărut. Păi dacă spuneam pupic era. Ok, definește-mi sărut. Când vă luați limba în gură, când alea? Că n-ai văzut că el deja de trei momente era așa în tranză. Mă doare, mă, sau apă de la sosul ăsta. Să mor dacă te minte, nu mă doare, mă, sau apă. Nu e pupican. Bă, câți ani ai avut, mă? Să mor dacă. Câți ani ai tu acum? 25. Deci el are 19 acum și eu am 21. Nu știu, cred că 16. Înseamnă că eu pe la 19 am avut, că l-am avut cu el. Băi! Da, mă, da, nu știu, habar n-am, eram mic, eram 12 ani, 11 ani, 10 ani. Eu te rău, prostule. Ați prefera ca voi să faceți primul pas sau ca o altă persoană să facă primul pas? Eu aș vrea ca el să-mi facă mie primul pas. Bă, nu știu că e gen... Fă-mă tu primul pas. Vrei să ai și curaj, dar parcă vrei să îți vină și pe tavă. Zic, vine sau... Nu, gen, nu, bă, stai, mă, bă. Bă, eu vreau să fac primul pas, mereu. Da. Că gen mă simt eu mai așa, gen. Dacă știu că... ce fac, mă? Nu știu de ce trag la alea. Da, tot așa, să fac eu primul pas. Nu pot spune un lucru ciudat pe care îl faci când ești singur? Un lucru ciudat pe care îl fac când sunt singur. A, avem și varianta asta. Eu nu știu, eu sunt un ciudat și cu oameni și singur. Eu fac chestii ciudate când sunt oameni lângă mine. Da, mai bine tag, nu? Ce super! Nu picant! Da, nu prefer să răspund. Da, pe mine mă doare capul de la picant, mă. Mă doare și stomacul, mă, pe mâine mă doare rău de tot stomacul. Da, mă, nu-i așa iute. Da, mă, nu are nimic. Spuneți numele unei persoane pe care regretați că ați sărutat-o. Wow. Nu vreau eu să vă de-astea pe mine. Bă, vă rog eu frumos! V-ați îmbătat vreodată atât de tare încât ați vomitat sau ați uitat de voi? Nu. Noi nu consumăm alcool. Noi nu bem. Numește o persoană pe care te-ai prefăcut că o placi, dar nu ai putut să o suporți de fapt. Nu am avut, cred că. De persoană publică. Persoană publică. Da. Păi eu nu mai suport pe ăsta, bă, după clipul ăsta. Mai decât să te prefaci că îți place de cineva, nu mai bine faci în așa fel încât să nu-ți creezi contexte social cu acea persoană. Contexte. Eu nu urăsc pe nimeni, vă iubesc, pace și iubire la toată lumea. Da, nici eu nu cred. Ce ați
ați face dacă ați ști că nu există consecințe? Ești ca vreodată GTA? Bravo, cel mai bun răspuns. Bravo. GTA, frate. Viața GTA. V-ați gândit vreodată să vă înșelați partenerul, partenera? Nu. Nu. Care dintre membrii familiei tale te enervează cel mai mult și de ce? Așa mâncat. Nu zic nume că se supără fratele meu. Eu nu zic nume că se supără, nu vă zic. Lăsați-mă în pace, asta nu vreau să vă zic. Mi-aș da hanora cu jos, dar am filmat ceva cu epilat și nu știu când apare clipul ăsta. Hai, vă rog, că mai avem 4 felii, dar... Care este cea mai mare teamă a voastră într-o relație? Hai, începe tu. Începe tu, eu nu mai pot. Nu, mă. Lasă că tot am început eu. Hai. Ce tot ai început tu, mă? Hai, mă, zi. Bă, pune că mă dor dinții de la sosul ăsta. Cea mai mare frică e în afară de dinți. 1 2 3 și 1 2 3 și 1 2 3 și 1 2 3 și. Mă, cum ești? 1 2 3. Hai că încep eu, lasă așa. Zic un cuvânt și dezvolți tu mai departe și o. Păi, dar eu nu sunt de acord cu tine, poate. Înșelatul. Ești de acord? Sau detașamentul dintr-o dată, nu știu. Care era întrebarea? Ba, ia și mâncă dacă nu vrei să răspunzi. Păi nu mă ascund, mă, cu nimic, dar nu știu ce să zic, că gen, bă, eu când mă bag într-o din asta, sunt all-in, merg pe, dar nu vreau să răspund. Păi ia și mănâncă. Da, o să răspund. Merg pe încredere 100%. Mănâncă, dacă da, nu vrei mănâncă. Să răspunzi. Ce răspund, mă, tu, conșelat? Ce? Se pare răspuns bun, mănâncă. Da. Cea mai mare frică? Și ultima întrebare. Mai aveți sentimente pentru unul dintre foștii voștri parteneri? No. Acum vin întrebările care nu sunt scrise. Freestyle. Dacă ați avea ocazia să faceți schimb, tu să ai viața lui pentru o zi și invers, ați face-o să vedeți cum, ce ba, se face-o. Cum ar fi? Eu zic da, dar el cred că o să mănânce. Nu, aș face schimb. Aș face schimb. Pur și simplu, nu trebuie să, pur și simplu dacă ați face schimb, nu neapărat și de ce. Aș face. Adică eu dorm aici și tu acolo, care este? Da, eu aș încerca sincer să trec ce ai tu pe nume sau ce au ai gen așa, să mi le trec pe numele meu. A, șmecherii din astea. Eu dacă aș fi tu, aș filma mai mult, aș băga niște conte. Ia uite-l, bă, ce-mi face. Aș băga niște clipuri. Alo, alo. Dacă ați fi obligat să petreceți 5 ani pe insulă pustie, așa? Ce vedetă ați vrea să petreceți? Cu Bear Grylls. Uite, bă, ăla vreau să zic și eu. Dar zici opus? Da. Azi zici femeie? Da. Sau eu cu femeie pe insulă, ce vedetă? Ce femeie așa ceva? Baftă. Cea mai bogată femeie din lume. Zi-mă, cea mai vedetă din lume. Eu cu... Gata, știu. Mi-au dat lacrimile. Eu cu Miley Cyrus. Nu știu, mi-a venit în cameo, să aminte de... Wrecking Ball. Era dezbrăcată în clipul ăla cu Wrecking Ball, da, aia. Imaginam că face ca maimuța pălucile de cocos. Eu aș sta pe insula aia privată. Aș sta cu... Cum o chema, mă? Meghan Markle, nevastă-sa lui Harry, de prințesa Angliei. I'm dying. Pentru că, dacă e de familie regală, ăsta plânge, în primul rând, o caută toată lumea. Și așa a scăpat. Și am luat-o pe Miley Cyrus, că mănânci nuci de cocos. Bă, putem, vă rog, să oprim clipul, că nu-mi place clipul ăsta. Hai, ultima întrebare. Eu ție tu mie îmi pui una. Care e lucrul pe care îl fac te deranjează la mine? O să mănânc. Fac. Ce mănânci, îți place mare? Mănânci mai mult, adică. Datoria aia că mi-o dai. Mănânci, e? Crezi că nu scapi. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simple's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast wrecking at the flame mouth.